Salut nucilor de cocos și bine v-am regăsit la încă un episod! Astăzi o să fie distractiv deoarece o să facem vânătoarea de ochi. Ați auzit bine? Vânătoarea de ochi. Pentru că ia uitați ce avem noi aici. Avem, cred că sunt 100 de ochi minunați de toate culorile, albaștri, galben, roșii. Apropo, ziceți-mi în comentarii ce culoare au ochii voștri. Vreau să văd și eu, nucile mele de cocos, ce culoare au ochii lor. Așa că, știți acum. Am de gând să iau aici mai mulți ochi pe care îi voi ascunde în toată casa, de fapt în partea asta de jos apartamentului, dar astăzi o să ascundem și în baie. Haideți să vedem! Am de gând să iau primul ochi să fie albastru, ca ochii Carolinei, și se pare că se aseamănă destul de mult și cu unghiile mele, deși ele sunt mai verzulii, așa. Oare unde să ascundem acest ochi? Ia uitați, ia uitați, ia uitați! Aha! Oh my god, ce idee genială! Băi, stai, se vede așa cât de cât, dar dacă ești foarte, foarte atent. Doar dacă ești foarte atent. Numărul 1 este gata! Haideți să mai ascundem încă unul. Cred că am să merg pe albastru. De obicei, Felix caută peste tot pe aici, pe sub perne, dar nu cred că am de gând să pun vreunul pe acolo. Vreau să fiu mai șmecheră. Ia uitați! Băi, credeți că stă? Sau de-aia stai să vedem. Oh my god! Stați, 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 că vreau să-l îndes acolo bine. Bine de tot. Oh my god, ia uitați. Ce ziceți, se vede? Decât dacă ești foarte, foarte, foarte atent. Hai să mai luăm încă unul albastru. Numărul 3, ochiul cu numărul 3. Unde să-l ascundem noi, oameni buni? Unde să-l ascundem? Aveți vreo idee? Ia să vedem. Merge aici? Uite așa? Sau în partea asta altă? Băi, asta este destul de grea ascunzătoarea asta. Ia uitați. Ha-ha, trebuie să fii geniu ca să le vezi aici, sincer. Ochiul cu numărul 4, eu zic să facem cum a făcut și Felix data trecută, să vedem dacă el este în stare să găsească un ochi de aici. Ia să vedem. Uite așa, știu că este destul de evident, dar pentru mine acela a fost foarte, foarte greu de Halloween, mai țineți minte? Ochiul cu numărul 5, oare unde vrea el să fie pus? Aveți vreo idee? Unde să-l punem? O să caute cu siguranță pe aici, aș vrea locuri în care nu se gândește, oare unde? Hei, domnule ursuleț, ce spui? Ce spui? Ne primește acolo un ochi. Dar să nu spui la nimeni. Haideți să mai găsim unul albastru. Ia să vedem oare unde îl vom pune și pe acesta. Cu siguranță o să caute în mașină, dar nu știu dacă se va gândi să caute aici. Ia uitați. Ha-ha! Wow, ce ascunziști super! Cred că am de gând să merg și pe ochii verzi. Haideți de data aceasta să-l ducem în baie. Uite așa. E deja lumina aprinsă. Și oare unde să punem noi acest ochi? Să-l punem pe aici, pe undeva? Ia uitați. Băi, deci e greu. E greu, ia uitați. Oh my god! Ce culoare să mai luăm, ce culoare să mai luăm? Uite, acesta parcă se uită la mine în mod intens. Mă gândesc să-l pun tot la baie. Haideți cu mine la baie. Dar unde să-l punem noi? Hai să vedem. Măi, astea sunt chestiile mele. Unde să-l pun? Uite aici. Uite aici, uite așa. Cred că sunt suficienți la baie. Aș lua și unul galben. Ia uitați-l pe acesta cât este de drăguț. Și cred că l-aș pune. Uite aici. Oh my god. Credeți că îl găsește? Eu zic că se vede, dar în același timp nu prea se vede. Am mai găsit aici încă unul albastru. Haideți să luăm și pe acesta și să vedem. Măi, ar da bine aici pentru că este albastru. Ia uite-te. Deși ăsta cred că îl va găsi, îl pun așa, poate totuși nu-l găsește, adică
E albastru, e drăguț, poate totuși nu se vede. Ia uitați-l, îl vedeți acolo? Pur și simplu stă cu minte și nu zice nimic, așteaptă să fie găsit. Și ultimul ochi pe care eu îl voi ascunde va fi de culoarea roșie. Să vedem unde vrei să fii pus. Ochiule, unde vrei să fii pus? Nu știu, mă tentează să pun acolo, dar o să zic că fără jucării. Ia să vedem. Să-l punem aici la scaunelul Carolinei? Nu știu ce să zic. Poate doar, dar nu prea este vreun loc. Dar hai să-l punem acolo totuși. Ia uitați. Ăsta este ușor de găsit, zic eu. Ce ziceți? Eu cred că am cele mai bune ascunzișuri. Nu știu dacă Felix le va găsi pe toate. Sincer, am pus câteva grele și câteva ușoare, așa, ca să-i dau șanse. Așa că eu zic să-l chemăm repede, repejor și să vedem dacă se descurcă să le găsească. Carolina, Felix, haideți jos! Mă aude careva. Carolina, Felix, haideți jos! Hai să vă văd! Cine vine aici? Cine vine pe ce scări? O regină și un tătic! Ce v-ați frumoasă! Ce se întâmplă? Tati deja a intrat în acțiune. Iubițica ta, dar tu vii așa cu scutecelul la vedere? Cât ai ascuns? Ai ascuns 40 jumătate din aia, că zicea că 80 acolo. Sincer, nu știu cât am ascuns, dar îți urez multă baftă. Poate te ajută Carolina. Carolina, noi trebuie să găsim ochișori de din ăsta, de bomboane dulci. Ajut și tu, că mami le ascunde tare bine, da? Unde sunt? Unde sunt? Nu astea, dă-i și ei, dă-i-le. Ia, alegeți tu, haide. Vrea și ea, oameni buni. Tati, ți-am pregătit aici o găletușă. Și umpli. Carolina, îl ajuți pe tati? Tati deja s-a dus să caute. Am comandat 80 de bucăți, deoarece am zis că fac un fel de castel, turnul Eiffel și Cristina a zis nu faci, că nu este bine să. Poate fac, dacă voi scrieți în comentarii pe care și bine poate facem. Cristina, câte ai ascuns, ca să le număr? Nu știu, sincer nu mai țin minte. Carolina, ce faci? Deja ai găsit? Ia uite-l pe tati. De data asta nu am de gând să-ți mai spun. Ia uite. Uite primul pe care l-am găsit aici. Du-te, ia să vedem. Am aici unul. Primul. Carolina, ai și tu unul, ia uite-te. Carolina are și ea unul. Uite-te când găsești unul să-l pui la tati aici. În cutia cu șervețele. Ce? Ia uite-te. Ce? Cum ți-ai dat seama? Eu cred că la jucării sunt, dar pic am blau, cam mare. Nu, am zis că la jucării nu punem. Ce cum faci, tati? Cum am zis că numai la jucării vreau să pun. Uite așa, Cristina, nu știu că se poate cățăriza pe sus. Da, nu prea mă pot cățăriza. Uite la bebeluș aici, unu. Ce? Carolina, ce se întâmplă? Tati, a găsit acolo încă unul. Ursulețul apare foarte suspicios când mă uit la el. Ce zici, Carolina? Este suspicios ursulețul? Ia du-te la el. Hai, ursuleț, să vedem cum este. Hai, du-te la ursuleț să vezi. Spune, ursulețule. Carolina, să vedem, găsim ceva aici. Ha! Uite-te, am găsit una. Ia-o tu și pune-l tăticu. Haide, ia asta. Ce? Ai găsit acolo ceva? Da, la ursuleț. Cum se poate așa ceva? Nu cred. Ia-o și pune-l tăticu. Haide. Așa, și pune-l tăticu. Ești adorabil, e bravo! Așa, Carolina, bravo! Uite cum se uită! Mi-a spus la vecin, nu? Nu. Dacă aș știu cât te-ai ascuns, că am găsit... Îți zic eu, dacă, când te apropii de final. Deci, mai ai. Deci Cristina a insistat asta și a spus... Ce iubita, cauți și tu? A spus, haide să schimbăm pernele. Ia uitați-l cum se duce la perne. Ia uitați-l cum se duce la perne. Și cine le mai pune la loc după? Niciuna. Niciuna la perne. Am zis că la perne sunt sigur. Eu te știu că le pun la loc total cum nu erau. Lasă. Total cum nu erau. Lasă, nu mai contează. Că deja intru în pat. Ia uite ce-am văzut aici la roată. Ia uitați-l cum ai văzut acolo? N-ai văzut nimic. Mama, aia chiar a fost dificil, așa-i? Carolina, ce? S-a întâmplat ceva? Asta nu poți să le pui că asta nu le-ai găsit.
Așa se pune și ea. Așa, l-a ajuns pe tati. Îi dai punct în plus la tati? Da. Două puncte în plus la tati odată. Mai adun. Nu! Ia uite și tu. Se duce să mai aducă. Ia uite. Carolina, îi dai puncte în plus la tati. Ia uite și tu. Uite cum vrea și să pună. Ha-ha! Pune la tate așa, pune. Nu cred. Pune, dar nu lua, pune. Așa, Carolina, ia. Pune, de drum. Ia-i punctele. Da, bravo. Nu. Mai adun 5. Uite și tu că se duce să mai aducă. Așa. Nu stai puțin, eu dacă aș fi. Nu. Ai spus și la bucătărie, trebuie să-mi zici dacă sunt la bucătărie. Nu știu. Mergem la bucătărie. Carolina, hai la bucătărie. Ce faci acolo, măi? Băț came. Carolina! Uite! Ce? Uite ochiul, vino să vezi. Ce? Ia uite-te. Cum l-ai văzut? Ideea este că ți-am pus și câteva ușoare așa pentru tine. Astea s-au fost cele grele. Mai pune la tati, mai pune. Opa, pune și tu unul. Așa, bravo! Băi! Carolina îi pune puncte lui tati! Cum se poate așa ceva, iubita? Se face și la mami așa. Ia uitați-o cum se duce! Uite cum se duce ea să ia puncte! Și cum vine și tati să-i pune! 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 La sfârșit numărăm! Da! Pune! Oh my God! Cine adună cele mai multe? Pune! Câștigă! Pune! Nu, că după aia ea o să se plictisească și la mine nu o să mai pună! Nu mă duc în baie să văd dacă ai ascuns. Hai să mergem în baie. Ai ascuns în baie? Nu văd niciuna? Nu știu. Te descurci? N-am ascuns în toaletă, nu? Nu, n-am ascuns în toaletă. Nu văd. Că nu vreau să-mi zică dacă ascuns. Am ascuns. Ai ascuns? Da, am ascuns. Uite și tu că vine și Carolina să te ajute. Hai să mai îmi dai ochi și să mai căutăm în baie. Asta, pune la tati? Nu-i corect. Câte are acolo să-ți spună? Nu mi-a pus niciuna până acum. Uite și tu cum o ademenește. Nu pune, Carolina, nu. Găsești? Nu e un duș, nu e nimic, adică m-am uitat. Nu poate să fie pe lustră, sub lustră. Ce faci, Carolina? Am găsit, din nou cu asta ți-l arăt. Haide. Serios? Serios? Ce ai găsit? Du-te! Ai zis că ai sus una în baie, am găsit-o. Bă, dar nu-i corect. Bagă supa asta acolo, bagă supa asta. Haide, pune-o. Uite și tu cum o ademenește. Bravo, te adoră, tati. Hai că vreți mai tot. Sărișorule. Haide. Și ce bucuroasă-i. Bucuroasă-l ăsta pe tati. Da. Zici că mai sunt în casă? Mhm. Dar eu vedeți pe toate, adică la jucării nu ai ascuns. Mai putea să fie în ăla cu haine, dar... Trei, eu zic că mai trebuie să mai găsești. Trei! Dintre care una era în baie. Am găsit. Și ai găsit ceva? Găsit una. Carolina, îl ajut și tu pe tati pe canapea? Ajută-l pe tati. Ia uite și tu că te ajută. S-ar putea să facă treabă bună. Aici noi avem haine de la Carolina de afară și nu trebuie să află aici. Vezi, nu se află acolo, nu. Tu nu e la mine, pui? Mașina nu se află. Nu, hai să mergem, pe aici. Aici vine frigul acela, haide. Sigur se află și la cărți. Uite, oh my God! Carolina! N-ai găsit cu nimic, hai că le punem la loc. Uite, le pune toate la loc. Îți plăceau cum erau ordonate? Gata. Bravo! Nu ai nimic, da, hai în brațe. Hai să
să le căutăm împreună. Haide. Dar înainte de toate, mai e una secretă, tati. Ce? Ia uitați voi. Ia. Apoi albastră de jos, că apoi o iau. Nu cred. Dar mai e una secretă, tati, două. Nu cred. Du-te. Doi, zic că mai sunt. Am zis să... Pune-le, Carolina, dacă zic că mai sunt două. Ce? Pune-și pe cealaltă. Trei mai sunt. Una în baie și două aici. Dar acum, trebuie să fai de baie. Mai e încă una în baie. Cum, fratele meu, că m-am uitat, am întors baia peste tot. Ce e aici? Uite, uite, ca în sus. Uite-o! Bă, m-am dat de gol. Zic că, Cristina... Nu știam dacă ai luat-o de acolo. Uite, am văzut, câte mai sunt, că deja... Trei, pentru că erau patru. Ce? Tot mai adaugi? Uite! Aaaa! Am vrut să te bat la propria ta ascunzătoare. Câte mai avem? Două! Una în baia și una aici? Da! Hai prima să mergem în baie, ca să rezolv cu baia. Ia uite, știu cum se ține de tati. Câte patru? Ok, hai să o luăm sistematic. Colțul ăsta... Colțul ăsta. Dar tu ce faci, ca la copaci, dai ca să pice? Înseamnă că am ascuns foarte bine, în caz de n-ai văzut până acum. No. Acolo? Unde, Carolina? Unde? Unde, iubita? Unde? Unde a ascuns mami? Poți să zic că te-ai uitat, dar n-ai văzut. Ai, nu fă din astea, că este cel mai mare suferință. Serios! Că... Te-ai uitat, dar n-ai văzut. Este duș? Carolina, vezi ceva de la înălțime? Caro, îi zici tu lui tati unde sunt? Dar l-ai băgat de sub de tot. Ia și pune-l tu aici. L-a pus pe cel de la și ea. Și cu asta, pune-l. Uite și tu. De aia te adură, tati. Ești de-a mea. Zici că mai este unul? Da. Unde poate să fie acest loc? Carolina, hai să ne uităm puțin la cărți. La cărți, cred că este. E fomicio. Vrei în brațe la tati? Da, hai la tati în brațe. Poți să te ridici? Da. Îl găsești? Te lași bătut? Niciodată. Niciodată? Băi, și credeam că o să-l găsești pe ăsta... Ușor? Cât de cât. Cât de cât, da? Acum l-am găsit, uitați-vă și după cât am găsit. Da. Păi dacă uite, tu... echipa. Păi pe echipe. Dacă tu nu mai știu de la început câte sunt, n-ai mai să este încă unul. Da, zic eu că mai e încă unul. Ce știu cum se uită împreună. Uite-te la zis dacă mai este. Da, mai este. Uite-te la zis. A, nu. Unde crezi că mai este? Unde l-a spus mami? Asta întrebi, bucătărie sau salon? Salon. Să vedem dacă te ajută cu ceva. Te lași bătut? Dar de ce nu m-a las bătut când pot să câștig? Ok, zi-mi unde este, că nu pot să dorm toată noaptea. În salon, în partea asta. Te lași bătut? Să mă sună. Da, zi-mi unde e, că vreau să dorm la noapte. Deci te-ai lăsat bătut? Nu m-am lăsat bătut, dar... Pe acolo, pe undeva. Da, pe acolo, pe undeva, vrei să te... Uite, pe acolo, pe undeva. Pe acolo, pe undeva. Aici l-ai băgat. Aici nu se dă ok să faci aici. Vino să vezi unde l-a băgat. Carolina, vino să vezi unde l-a pus. Uite că se vede foarte bine. Ce, era așa. Uite Carolina ce-a făcut. Uite ce-a făcut mami, ia-l tu. Ia-l mami și pun, ia-l pe tati și pune, haide. Așa l-a găsit Carolina, bravo! Bravo, iubita, bravo! Pune-l aici. Uite și tu cum îl pune. Te ador. Băi!
Nuților de cocos, scrieți-ne în comentarii cum s-a descurcat Felix, dacă credeți că a făcut echipă bună cu Carolina. Carolina vă zice cu degețelul să apăsați butonul de coco like. Iar data viitoare probabil Cristina să găsească ea câte ascund eu și poate o să ascund destul de multe. Vreau 40. Serios? Nu promit, deci o să facem un video dedicat în care o să le găsesc eu. Da, vreau să ascund 40, deoarece sunt 80 din alea și tot timpul de la început am să ascund jumătate. Sincer, eu abia aștept episodul următor, așa că haideți să apăsați butonul de coco like, iar noi ne vedem data viitoare. Pa! Pa, pa! Pa, pa!